Nașterea lui Moise Fiii lui Israel deveneau tot mai puternici și mai numeroși pe zi ce trecea, cu toate persecuțiile și muncile grele la care erau supuși. Văzând așa, faraonul porunci oamenilor săi să smulgă de la sânul mamelor pe toți băieții nou născuți și să-i arunce în apă. În zilele celor mai grele asupriri, o femeie născu un fiu, bizuindu-se cu tot sufletul pe ajutorul lui Dumnezeu ea înălța zilnic rugile cele mai fierbinți, încredințându-i soarta pruncului iubit. Timp de trei luni, ea îl ținu bine ascuns, dar cum vocea pruncului devenise puternică și putea fi auzită în orice clipă, punându-și viața în pericol, femeia culcă micuțul într-un coșuleț de papură uns cu smoală și l așeză în păpurișul de pe malul fluviului Nil. Numele acestui copil era Moise. Dumnezeu l-a ales ca mai târziu, când va crește să vină în ajutorul poporului său. Și inima mamei era încredințată că Domnul va veghea asupra copilului ei drag. Femeia o trimise pe Mariam, fica ei, să se ascundă printre trestii în preajma coșulețului ca să vadă ce se va întâmpla cu pruncul.